Mihai Dragomir a câștigat Șef la cuțite sezonul 13. Concurentul în vârstă de 24 de ani a plecat acasă cu trofeul show-ului culinar de la Antena 1, dar și cu premiul în valoare de 30.000 de euro. După luni de zile de competiție, emisiunea Șef la cuțite sezonul 13 și-a aflat marele câștigător miercuri seară. În finala Șef la cuțite, trei concurenți s-au luptat pentru marele premiu: Mihai Dragomir, Lăcrămioara Pintilie și Lucica Susanu. După o probă dificilă în care au avut de gătit mai multe preparate cu echipele pe care și le-au format, Mihai Dragomir, Lăcrămioara Pintilie și Lucica Susanu au primit note din partea juraților, care au dezvăluit că desertul a făcut diferența între ei. Mihai Dragomir a obținut cel mai mare punctaj și a câștigat Șef la cuțite. Prezentatoarea show-ului, Irina Fodor, a fost cea care i-a înmânat trofeul. Emoționat, concurentul abia a putut face câteva declarații. Am câștigat premiul cel mare. Parcă m-a lovit un tsunami, sunt în stare de șoc. Am câștigat războiul. I-am făcut mândri pe șefi, a spus el. Șef Alexandru Sautner a fost primul care l-a felicitat pe Mihai Dragomir. Concurentul a făcut parte din echipa lui. Sunt bucuros. Nu știu când am fost ultima oară atât de fericit, a spus șeful. De fapt, Mihai Dragomir a fost cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu, dar șeful nu și-a format o echipă deoarece a avut cele mai puține amulete câștigate. Astfel, concurentul a ajuns în echipa lui Alexandru Sautner. Omul a venit aici să gătească și a făcut-o bine. Am crezut în el de la început și a câștigat, a spus Ștefan Popescu. În vârstă de 24 de ani, Mihai Dragomir a dezvăluit la preselecții cum și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie. Am început să gătesc în vacanța de vară. După ce am terminat școala, am început să lucrez într-un bistro unde făceam multă pizza, șnițel, mâncare confortabilă pentru toți, dar nu era ceea ce îmi doream eu. Atunci am ales să plec, să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Am plecat de jos, pe secțiunea salate, apoi am trecut la carne, a povestit Mihai Dragomir.